Hello, sunt Maria și astăzi o să fac un fel de get ready with me, doar că nu centură out whatever to paint, pentru că n-am mai pictat de gen două luni și eu ar trebui să îmi termin un portofoliu mai puțin de un an. Și probabil ăsta am un mare rent. Mi-aș și făcut clipul ăsta dacă mi-aș și terminat o carte romance acum două minute. Puțin la îndoială chestie pe care le gândeam despre viață. Deși cărțile romantice n-ar trebui să facă asta, cărțile romantice ar trebui să fie ceva easy de citit și să fie un break from the world. Apparently not. Aparent este... Da, Mă frustrează chestia pe care mi-a dat-o peste cap această carte. Am făcut asta până acum, doar că ăsta este printre principalele motive pentru care mi-am făcut YouTube. Să vorbesc random singură și să am un motiv pentru care să vorbesc random singură și să știu că sunt auzită de cineva. Așa că... Da, hai să ne apucăm la pentru că efectiv nici nu mai știu să fac așa ceva. Nici nu știu ce o să pictez, efectiv. Cred că o să-mi iau o pictură pe care am început acum 4 luni, pe care am lăsat-o baltă, pentru că m-am apucat să-mi văd pentru că cam aș de ZD și whatever, anyways. Și de toate examenele pe care trebuie să le dau ca să merg la facultate când eu doar vreau să fac un business. Nu pot să cred că rentul deja a început și eu încă nici n-am terminat rentul meu. Anyways, mă uit jos pentru că telefonul meu se conectează la camera. Am mai multe picturi pe care trebuie să le fac, nu știu exact pe care să o fac, gen... Am încă etul ăsta câteva, mă rog, una pe care vreau neapărat să o termin. Gen, asta nu pot să o arăt bine pentru că este plină de scotch și whatever. Doar că îmi place ideea ei și cred că încerc să o termin pe asta. Și mai am câteva oase când să mă duc să iau și picioarele. Asta nu-mi pare rău că nici măcar nu o să-mi capă în cadru. Și nici nu cred că o să înțelegeți ce este. Aici ar trebui să fie niște oameni cu șunțul ăsta. Și asta mai am de făcut și încă nu m-am... Gen... Nu consider că știu destul de anatomie cât să fac chestia asta, doar că aș vrea să o fac pentru că... Îmi place ideea și mă chinui prea mult, dar tot ce este în spate, ca să nu fac chestia de main focus, de ce m-am chinuit atâta la fundal? Că știam că nu o să fac asta. Like, I don't get myself, I don't know. Și mai am asta, care nu știu ce față are. De cât nu-mi dau seama. Anyways, ar trebui să fie... I really don't know. Anyways, chiar nu mai uite și trebuie să fie chestia asta. Făcusem la un moment dat o schiță, nu mai am schița aia. Teoretic ăștia sunt niște nori. Cred că o țin bine și aici ar trebui să fie niște insule și, mă rog, era un peisaj fantasy pe partea de cromatic cu foarte cald. I don't know what. Gen, efectiv nu știu ce am vrut să fac cu asta. Dar îmi place cum a ieșit partea asta de nori. Gen, doar partea asta, fără asta. Doar partea asta. Îmi place cum a ieșit. Deci n-aș vrea să o arăt. Sau să o pictez asta. Yeah, I don't know. De ce e așa de hard? De ce e așa de greu? My God, am uitat de astea. Am apucat de asta, efectiv, în vacanță de iarnă. Adică acum, gen, 3 luni. Și efectiv mă gândeam că o să o termin. Ușa că se fie invers. Vreau să termin în vacanță de iarnă, dar nu știu ce s-a întâmplat în acel proces. Dar îmi plăcea așa de mult ideea. Ce naiba s-a întâmplat? Și nu e terminată. Pentru că... Este asta e roz, chestia asta n-ar trebui să fie roz. I don't know how the cat got there. Și vreau să pun niște textură pe ea. Și mâna asta este foarte messy făcută. Îmi trebuie fundalul acesta așa. Și toate plantele astea sunt foarte messy. Dar îmi plăcea așa de mult ideea. De ce n-am terminat-o? What is wrong with me? Și mai am încă vreo 10 idei de picturi. Eu nu înțeleg. Dacă aș avea timp să fac picturi toată viața mea, probabil asta o să face. Nu știu. Anyways, nu știu de ce să mă apuc. O să mă opresc din a procrastina efectiv apucatul. Și o să fac chestia pe care v-am arătat-o prima dată cu fata în oglindă.
care ar trebui să semnifice, sincer, încă nu i-am găsit o semnificație. Îmi este o chestie pe Pinterest care semăna cu chestia asta și mi-am zis, pot să fac, îmi dă un vibe foarte bun și ar putea să fie un personaj interesant, persoana din oglindă, așa că hai să-i facem camera și cine știu lui ei să fie un gen, să-i creeze personalitatea și ea stă cu spatele, cumva, ce noi să aflăm tot ce avem nevoie din camera ei și să nu trebuie să se vede în față, dar să ne imaginăm noi cum arată fața. Anyway, nu e așa de deep, gen, pur și simplu am zis că e drăguță ideea. Deci probabil o să fac asta acum. Ce s-a făcut așa? Oh my God. Invers. Efectiv, îmi cui chestia asta invers. Someone kill me now. Ok, deci ignorați că suntem îmbrăcate jumate în pijama, jumate, efectiv, nici măcar jumate. Efectiv, am pus un hanorac alb pe mine, doar ca să arăt decent în acest clip și ca să se vadă bine. Și nici nu cred că o să port până la final, gen, cred că o să mi-l dau jos, pentru că nu vreau să mi-l pictez, pentru că chiar îmi place. Nu știu ce culoare, efectiv nici nu mai știu ce culoare am folosit la pictura aia. Cred că negru trebuie. Nu știu. Anyways, să începe rentul. Vă spun de acum de dinainte că probabil nu o să aibă sens absolut nimic cu ce spun. Și că este perfect normal să întâmple asta pentru că abia am avut această realizare. Dar, nu știu, vreau să o share with the world. Să-mi dau seama împreună de cu voi ce Dumnezeu le simtă. Am zis o carte în care era vorba despre o prietenie, practic, de mai mult de 15 ani, în care persoanele din prietenia aia, singurul moment în care se întâlneau, efectiv, pe parcursul anilor, erau în niște vacanțe pe care le aveau împreună pe timpul verii, în diferite locuri din lume. Toată ideea asta mi s-a părut foarte interesantă și până la urmă eram, gen, pe tot parcursul cărții eram de acord cu ce se întâmplă între ei, pentru că așa gândesc eu că ideea de prietenie și de relație ar funcționa cel mai bine pentru mine, gen, să ne vedem rar, dar când ne vedem să aflăm tot ce am pierdut din toată perioada în care ne-am văzut. Și, mă rog, asta mi se pare că rezolvă absolut orice, sau mi se părea. La finalul cărții, ăștia doi, evident, ajung împreună, realizează, mă rog, niște chestii, romance, anyways. Nu e imprevizibil, gen, îți dai seama că o să întâmple asta din prima pagină. De-aia este frumoasă, citește romance, pentru că știi exact, nu știi exact ce se întâmplă, știi ce o să se întâmple și este siguranța asta, siguranța aia pe care o primești, că știi că o să ajungă împreună și știi că o să fie fericiți împreună și nu neapărat împreună, dar și cu ei însuși și în anumite romansuri, cel puțin alea pe care le citesc eu. Și mi-am luat efectiv una de aia cartea asta. Pentru că știam că o să se întâmple, dar nu vreau să accept că o să se întâmple, că ăștia doi, care se văd și care au avut prietenia asta și, mă rog, tensiunea asta sexuală romantică, pe toată perioada 12-13 ani, s-au gândit, gen, au ieșit la ultimă, anyways, mult mai multă dramă înăuntru, dar, gen, chestia care mi-a sărut mie în cap, este că la final ajung împreună și ajung să stea împreună în fiecare zi și sunt anumite citate spuse de ei din gândurile lor, mă rog, efectiv cum gândesc ei, că este, nu știu cum să zic, gen, efectiv nu mai știu cum să zic pentru că e așa de dubios să spun chestia asta pentru că nu înțeleg cum ar putea să întâmple asta, gen. Spun că se regăsesc, găsesc persoane noi în ei în fiecare zi și că sunt așa de fericiți că, gen, efectiv sunt fericiți
că l-au pe celălalt lângă ei zilnic. M-a pus pe gânduri pentru că nu credeam că o să rămână relația lor așa cum era înainte, ce de prietenie. Nu neapărat de prietenie, dar chiar dacă o să se poate vărmărită, chiar dacă o să aibă un end din asta, din punct de vedere social și whatever, dacă o să devină mai serios, eu credeam că o să continue să fie lucrul ăsta pe care l-au crescut ei împreună și că o să se vadă tot la fel mai rar și whatever, doar că am realizat că în toate romansurile pe care le citesc, sau într-o mare parte din romansurile pe care le citesc, persoanele... Nu știu cum să zic. Persoanele ajung să stea unul lângă altul constant. Și eu nu înțeleg de ce este ăsta golul de la final în toate cărțile. Gen, eu nu înțeleg cum poți să ajungi în momentul în care să iubești atât de mult o persoană încât să vrei să stai lângă ea în fiecare moment din viața ta. Nu am experimentat așa ceva încă. Cu nimeni. Gen, nu mă refer la iubirea amoroasă, nu mă refer la efectiv orice fel de iubire de genul ăsta. Eu n-am experimentat așa ceva. Și nici nu știu dacă mă văd experimentând sau nu știu dacă mă văd reușind să fac acest lucru. Efectiv am putea să fac ce trebuia să fac. M-aș ajuta să se întâmple asta, sincer. E așa de complicat să vorbesc despre asta. Gen, nu știu dacă mă văd reușind să găsesc lucrurile noi la o persoană constant. Decât în cazul în care persoana este ca mine și se schimbă constant. Și sunt foarte, foarte puține persoane care se schimbă constant. Și care lucrează la ei să reușească să-și treacă peste limite și whatever. Și nu îi judec pe restul, gen, nu îi judec pe aia care nu fac asta, doar că la un moment dat mă plictisesc de ei pentru că nu se întâmplă nimic în comportamentul lor care să mă scoată din monotonitate, dacă există acest cuvânt. Monotonitate, nu știu, nimeni. Și multe prietenile mele s-au dus din cauza că eu m-am schimbat mult mai repede decât persoana de lângă mine și mi se pare foarte normal să se întâmple asta. Doar că nu înțeleg de ce e end-goal-ul să te legi de o persoană pe viață și cum, neapărat că nu înțeleg cum ai putea să faci asta. Adică nu înțeleg cum, de exemplu, o persoană ca mine care... Eu nu sunt aceeași persoană cu care eram ieri. Pentru că în perioada de azi până mâine sau de ieri până azi aș fi citit cel puțin 100 de pagini sau 50 de pagini sau m-aș fi uitat la un TED Talk sau pur și simplu aș fi experimentat ceva de pe stradă sau aș fi văzut ceva care m-ar fi schimbat. Pe mine mă schimbă chestii foarte random. Și am schimbări foarte mici și multă lume are schimbări din astea, doar că în general, ori le neagă, ori le pur și simplu trece peste ele. Și observ chestia asta la multe prietenii de mine. Și nu cred că am avut nicio prietenie care să dureze, care să fie intensă și pur și simplu să fie toată la un loc. Adică nu cred că am avut așa ceva. Nu cred că am avut o prietenie în care să ne vedem în fiecare zi și să nu mă fi plictisit de persoana aia sau relație sau adevăr. Gen, cum ai putea cum ai putea să ai chestia asta cu o persoană cu care ar trebui să fii împreună, gen, 40 de ani, 30 de ani, până mori? Cum funcționează acest lucru? Cum poți să-ți... Nu neapărat să-ți faci așa ceva. Dar că, în prima oară, nu e niciun fel de noutate dacă persoana aia nu se schimbă. Și, again, sunt foarte puține persoane care se schimbă constant. Și... nu știu, și persoanele alea care se schimbă constant, la un moment dat, te obișnuiești că schimbarea asta constantă și la un moment dat de plictisă și de asta. Nu înțeleg. Deci, nu pot să înțeleg. Este... pentru mine, pe mine chiar mă depășește acest lucru. Deci... am uitat să fac cele de făcut. Am fucking uitat să uite și este 8:30 și mă frustrez singur, ok. Nu știu exact despre ce vorbeam pentru că tot procesul de a-mi pune chestiile astea
la loc a durat foarte mult, pentru că nu mai știam exact ce am depus. Așa că nu mai știu exact despre ce vorbeam. Știu că aveam un rând despre carte. Asta știu că făceam. Da, bine. Efectiv, nu înțeleg anumite lucruri din, din relațiile propriu-zise ale vieții și îmi nervează că văd oameni care au relații de genul ăsta pe stradă și eu nu realizez, efectiv nu realizez că, like, that's the goal. Asta ar trebui să fie goal-ul, efectiv. Eu mă uit la oamenii aia și sunt, mamă, dar cum reușesc să fac chestia asta? Și cum, când le țin relația? Și sunt unele persoane care stau în relația aia până la finalul vieții și eu nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg cum aleg să fac asta. Și nu știu dacă este problema la mine. Adică, mă rog, nu e problemă. Este o diferență de goluri în viață și de perspective și de personalitate și whatever. Deci nu cred că perspectiva mea e mai bună. E mai bună pentru mine, dar nu mai bună pentru alte persoane, asta e clar. Și e clar o diferență de foarte mare de ce vrem și ce ne dorim și whatever. Și eu nu zic că nu îmi doresc să am o relație. De chiar nu zic chestia asta. Zic că încă n-am găsit o persoană de care să nu mă plictisesc și care să nu-i break their heart, whatever, nu, să nu-i trânesc după ce mă plictisesc. Și nu am găsit, efectiv nu am găsit o persoană de genul ăsta și nici nu știu, nu știu dacă o să găsesc prea des persoane de genul ăsta, până acum nu am găsit. Nu pe bune, ci sunt multe persoane, în special băieți, dar sunt multe persoane, inclusiv și fetele, care zic că sunt de acord cu mentalitatea mea și de fapt nu sunt. Și deși le zic de la bun început ce cred eu, pentru că am început să zic chestiile astea, ca să nu mai pățesc ce am pățit în trecut cu alte persoane și după să mă simt prost că nu mi-am zis. Nu știu exact. Efectiv, acest video n-are niciun sens. Gen, o să fac o gamă de videouri din astea în care efectiv nu are sens. Pentru că nu ar trebui să aibă sens. Efectiv, videoul ăsta este o terapie pentru mine. Și dacă peste 10 ani o să-i deschid acest canal, dacă o să le mai am pe toate postate, și o să mă uit la mine și o să zic, a, ok, uite cu ce problemă nu, ce problemă în timpina mea atunci și ce gânduri aveam și uite că, mă rog, probleme. Asta nu sunt probleme, asta ce sunt întrebări pe care să le pui și sunt super normal să ți le pui. Dar mi se pare așa de interesant cât de diferită este percepția noastră asupra iubirii și cât de implementată ne este în viață. Gen, eu până n-am început să gândesc pentru mine însă toată chestia cu iubirea și whatever, credeam că este, gen, credeam în toate cărțile romantice pe care le citeam. Deși am început destul de recent să citesc cărți romantice, mă rog, la gen într-a 8-a sau într-a 7-a, acum 4 ani, gen. Dar nici atunci nu prea știam ce vreau. Atunci, efectiv, mă aruncam în relații. Gen, aveam relații, 5-6 relații pe an, cu nici măcar nu vorbeam face-to-face. Da. Și nu zic că n-am făcut bine, gen. Nu știam. Efectiv, folosesc relațiile doar ca să fiu psihologul persoanei. Și este foarte nasol pentru persoana aia să fac asta. Pentru o perioadă de timp, gen, nu zic că este pentru forever nasol și nu zic că nu o schimbă într-un fel în care poate să o ajute, știi? Gen, eu cred că pe multe persoane le ajută să treacă prin ceva de genul ăsta în care persoana de care pur și simplu le pasă. Nu simt ei prea mult, că suntem mici, nu simțim prea mult, dar de care pur și simplu le pasă să plece așa de lângă ei, pur și simplu. Ce mi se pare că este un efectiv o lecție pe care, dacă o ai așa de mic și așa cu o intensitate destul de mică, este destul de ok. Doar că
în același timp, de ce trebuie să dau eu lecția asta, gen? Eu mă simt prost când o dau, pentru că știu cum o să mă simt prost o perioadă de timp, pentru că nu a depins neapărat mie, dar a vorbit cu mine despre anumite chestii și chiar dacă, evident, nu o să spun mai departe lucrurile și evident, gen, încă țin la persoana aia. Pur și simplu am aflat tot ce aveam de aflat și, sau nu neapărat tot ce aveam de aflat, niciodată nu pot să te obiști neapărat așa persoana, doar că am aflat deja pattern-urile cu care funcționează. Și era să-mi dau una, efectiv, și valet în cap. Și dacă persoana aia nu se schimbă mai repede sau dacă nu e de acord să luăm o pauză și să ne vedem mai rar și să vorbim mai rar, nu știu. Mă rog, nu gândeam efectiv așa când aveam relațiile astea într-o altă. Acum gândesc așa. Dar mi se pare... părinții mei se ceartă în bucătărie pe ceva de tenisul cu sora mea. Sora mea face tenis de performanță. Și probabil se aude. Efectiv, e așa de greu să filmezi ceva într-o casă în care lumea e de vocală. Gen, eu vorbesc foarte mult, doar că și părinții mei vorbesc foarte mult între ei. Și sunt foarte, gen, efectiv, urlă când vorbesc. Și... da. Câteodată mă întreb de unde am învățat chestiile astea, gen, de unde am învățat să-mi privit vocea atât de tare când vorbesc și să fiu auzită, dar de fapt și părinții mei fac fix același lucru, deci... oh my god, ce fac aici? Efectiv, n-am nici o mai bagă idee ce fac. Nu știu ce ar trebui să... ar trebui să-i fac persoana asta o personalitate. Să mă gândesc acum ce fel de personalitate. Să luăm una hartă, pensula. Acum că mă gândesc cât de boring poate să fie în clipul ăsta și cât de boring poate să fie contra mai clipul ăsta în care generic nu spun nimic și doar vorbesc și listenez și whatever. Și cât de generic useless este teoretic pentru voi, efectiv. Dar nu. Să-mi spuneți dacă mai vreți să le fac. Ce să-mi spuneți dacă e... gen, dacă vă plac și dacă... vă place să vă uitați pe TV. Like, mie îmi place să fac așa ceva. Nu știu dacă vă aduce vouă vreo valoare și nu vreau să fac chestii care mă aduc valoare. În niciun fel, gen, efectiv, pot ce aduc valoare. Dar... da, e nu. Mi se pare foarte relaxant să vorbești în timp ce pictezi, gen, în general ascultam audiobook-uri. Ceea ce și astea sunt super relaxant să le asculti, dacă nu îți dau efectiv un mental crisis. Deci, mă rog, o criză existențială. Da. Nu știu, mi se pare... adică pictezul te ajută foarte mult să te relaxezi. Gen, acum eu sunt foarte relaxată. Și probabil dacă dați drumul la orice alt clip de-al meu, nu o să mă mai vedeți vorbind așa de calm. Ceea ce mi se pare că e foarte mișto că vedeți mai multe persoane mele. Gen, și eu mai multe persoane mele și... Nu știu, oamenii care zic că fac YouTube-ul pentru oameni sau pentru alții. Gen, efectiv, nu ai cont de YouTube pentru alții. Nu știu de ce te-ai gândit, de ce lumea se gândește la chestia asta, nu o să faci cont de YouTube pentru alții. Sau cel puțin, mă îndoiesc că multă lume face chestia asta, chiar mă îndoiesc că începi să filmezi și să vorbești cu o cameră doar ca să te vadă cineva și să devii faimos, poate vă. Like, chiar dacă începi cu asta, chiar dacă efectiv ai de gând să faci asta la început și ăsta e golul tău primar, ți-l schimb după, pentru că este foarte mișto să... în primul rând poți să te analizezi mai bine și dacă n-aș posta clipurile astea, aș putea să mă analizez mine mai târziu sau și chiar acum, dar nu pot să o fac eu, că chiar acum atât de bine încât... da, nu știu. Hai să scriem în ceva. Ce-ar fi să scriem? Da. Ce persoană trebuie să-i dăm?
dăm un best attitude. Și un punct frumos acolo. Super. Ador fata asta deja. Efectiv, îmi ador toate personalele. Mi se par absolut genial. Mi se par atât de genial să ai puterea de a crea oameni cu povești. Super. Nu știu că ar trebui să mă opresc din a vorbi pe tine în acest clip acum. Pentru că nu mi se pare că spun lucruri. Efectiv, nu mi se pare că spun chestii useful și mi se pare că o lungesc foarte mare și mi se pare că vorbesc așa de mințiră. Dar cum mie îmi place să ascult chestii genul ăsta și de la YouTuber, nu avea YouTuber român. Nu cred că am niciun YouTuber român de la care ascultă și eu. Dar am alți vloggeri din alte țări și îmi place să le aflu personalitățile și whatever. Și mi se pare foarte mișto să le văd. Și nu știu dacă gen nu mă uit la români din cauza că sunt român și din cauza că, pur și simplu, vreau să aflu despre alte mentalități. Sau nu mă uit la român pentru că nu există așa ceva în România. Dacă există așa ceva, să-mi dați mesaj sau comentariu. Dar dacă nu există, ce? Înseamnă că nu e in demand. Înseamnă că lumea nu prea vrea să se întâmple asta și mă pune pe gânduri puțin. Gen, dacă chestia asta nu ajută pe nimeni. Și sincer mă îndoiesc că ajută pe cineva, doar probabil să vă simțiți într-un fel sau altul înțeleși de o persoană random de pe internet care trece prin struggle-urile voastre, dacă aveți aceste struggle-uri, dacă nu, I don't fucking know. Gen, mă îndoiesc că multă lume trece prin ce trec eu, mai ales nu știu. Dar mai ales români. Sincer, mai ales români. Pentru că eu nu mi-am pus chestia asta în gând. Absolut deloc. Până să ajung într-o societate, gen, într-un cerc social de oameni foarte open-minded și să ajung pe anumite părți ale YouTube-ului și pe anumite podcasturi foarte, foarte open-minded și care își pun probleme de genul ăsta. Iar România nu se pun probleme de genul ăsta on a daily basis. Ce nu prea vorbești cu oameni despre chestia asta decât în anumite contexte și contextele nu sunt neapărat dese și sunt foarte nișate și da, nu știu. Aș vrea, dacă ar fi să schimb ceva în România, schimba puțin din mentalitatea noastră de români. Și de aia, efectiv, pe toată lumea pe care o știm, gen, toți oamenii de la mine din familie, nu toți, 90% din oamenii de la mine din familie, sunt speriați de schimbare. Ceea ce mi se pare că în România se întâmplă mai mult decât în alte țări. Ceea ce nu mi se pare neapărat benefic pentru noi ca oameni și ca oameni în general. Pentru că schimbarea e cea mai importantă parte a vieții. Și oricum totul se schimbă, nu poți să controlezi nimic. Dar da. Nu știu dacă să vă las acum, pentru că vorbesc de foarte mult timp. Și deja am ajuns la topicuri care nu știu dacă vă interesează. Dacă vă interesează, puneți comentarii. Ce spuneți-mi despre ce vreți să vorbesc cu chestiile astea și dacă are sens să le fac, pentru că mie chiar îmi place să le fac. Și dacă ați rămas până la capăt, ce mă doresc. Dar dacă ați rămas, vă ador, vă iubesc. Și da, ne vedem în următorul clip. Pa, pa!